face parte din noua generație a ucrainienilor, vă spuneam, au o echipă tânără de perspectivă. Asta după câțiva ani în care au lipsit ca formație și de la Jocurile Olimpice și din finalele mondiale. Drăgulescu a doua oară, dar din păcate cu mâna pe... Da. Din păcate ratată. 14.475 pentru Tsukahara și doar o medie de 14.660.